sperăm că astăzi o să fie o zi frumoasă. Vă spun bun venit în Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Stimați invitați, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la primul simpozion intitulat Predarea Holocaustului în școlile din România. Și le mulțumesc și invitațiilor noștri. Sarcina noastră de astăzi nu este una ușoară. E un simpozion de o zi cu o mare încărcătură emoțională, dar și cu multe informații pe care sperăm să le descoperim pe parcurs. Spuneam că avem o sarcină nu ușoară, de asta am invitat alături de noi profesori, cercetători, educatori, care să ne lumineze în această problematică a Holocaustului. Și avem alături de noi și un supraviețuitor al Holocaustului, căruia îi mulțumesc pentru prezență și sunt onorat de fiecare dată când am ocazia să particip alături de domnia lui în diferite evenimente, ca și acesta de astăzi. Dați-mi voie să prezint invitații noștri de astăzi. După cum spuneam, Andrei Klein, supraviețuitor al Holocaustului și autor. Profesor dr. Lucian Nastasă Covaci, de la Universitatea Babeș-Bolyai, director al Școlii de Studii Doctorale Relații Internaționale și director al Liceului, al Muzeului de Artă din Cluj-Napoca. Dr. Hava Baruch, director de din Ierusalim, curator și educator Adelina Stoienescu, reprezentant al și Emilia Tesler, care va sosi mai târziu, președinte al Asociației TIVA din Oradea și care are o largă experiență în ceea ce privește proiectele educaționale. Ziua de astăzi are o triplă semnificație, iar prima dintre ele este simbolizată pentru toți, pentru toată comunitatea evrească, vorbim de Regina Șabat. Regina Șabat este una dintre cele mai importante sărbători ale iudaismului, de aceea am ales astăzi acest simpozion într-o zi specială, într-o zi de Șabat. Este momentul în care comunitățile evrești din întreaga lume sărbătoresc și, mai mult decât atâta, sărbătoresc prin educație. O a doua semnificație este legată de sărbătoarea de Șavuot, sărbătoarea în care Moise a primit tablele legii pe muntele Sinai. Ea va începe în această seară și se va derula pe parcursul câtorva zile. V-am pregătit și câteva surprize la sfârșitul acestui simpozion. Așadar, dacă veți rămâne cu noi, sperăm să vă bucurați de aceste momente. O altă semnificație, și cea de-a treia semnificație, mai puțin veselă, este cea legată de faptul că în 1944, tocmai la începutul sărbătorii de Șavuot, cei peste 8.000 de evrei din Șimleul Silvaniei au fost deportați spre lagărele de concentrare și exterminare naziste. Au fost deportați spre Auschwitz-Birkenau tocmai în această zi, acum 71 de ani. Recent am vorbit cu un alt supraviețuitor al Holocaustului care s-a născut la Șimleu și cu lacrimi în ochi la telefon mi-a relatat faptul că aceasta a fost ziua de Șavuot când autoritățile maghiare au hotărât deportarea evreilor din Șimleu Silvaniei spre Auschwitz. Așadar, cu o încărcătură, spuneam, emoțională, dar și într-o zi de sărbătoare, declar deschise lucrările acestui simpozion și aș dori să mulțumesc partenerilor care ne-au susținut și ne susțin de fiecare dată. În primul rând, aș dori să mulțumesc Primăriei Șimleu Silvaniei pentru sprijin, Primăriei și Consiliului Local Șimleu Silvaniei, comunității evreilor din
la LOU Sălaș, Inspectoratului Școlar al Județului Sălaș și Asociației TICVA. O mulțumire specială trebuie acordată Institutului Yad Vashem. Noi am început colaborarea cu Institutul Yad Vashem încă din anul 2008 și de-a lungul timpului am desfășurat diverse activități culturale și educaționale la Șimleul Silvaniei împreună cu Yad Vashem. Spuneam că este prima ediție a simpozionului. De ce am spus prima ediție? Pentru că, într-adevăr, este prima ediție. Noi am mai desfășurat astfel de evenimente, dar au fost numite seminarii sau conferințe. Astăzi este un simpozion de zi, de o zi, iar în trecut am avut momente și activități pe parcursul a două sau trei zile. Aș vrea să o invit pe doamna Angela Lipo, care este reprezentant al primăriei și Consiliului Local Șimleu Silvaniei și director la Școala Silvania, să ne adreseze câteva cuvinte din partea domnului primar, care își cere scuze că nu poate fi prezent. Stimați invitați, îmi revine onorantă misiune de a aduce salutul domnului primar și al Consiliului Local, astăzi, în această zi, cu triplă semnificație. Încă din anul 2008, primăria Șimleu Silvaniei, împreună cu Muzeul Holocaustului, derulează o mulțime de activități care gravitează, de fapt, în jurul ideii de educație pentru valori. Privit din exterior, s-ar spune că în Șimleu Silvaniei există o comunitate foarte mare de evrei, judecând după mulțimea activităților care se derulează aici, dar de fapt există câțiva oameni care însuflețesc o întreagă comunitate. Și aș enumera aici pe domnul Daniel Stejărean, care este adoptat aici în orașul nostru, zăloan de origine, simte și trăiește ca un șimleuan, integrându-se perfect în această comunitate care, repet, își respectă valorile. O altă personalitate, o altă persoană care însuflețește viața culturală a orașului și stimulează acest tip de activități este, așa cum știm cu toții, domnul primar al orașului nostru. Salutăm prezența atât de numeroasă a educatorilor și deaselor din județul Sălaș, reprezentați aici și de Inspectoratul Școlar. Prin urmare, educația pentru valori relevă din nou, relevă, scoate la lumină binele, adevărul, frumosul. Iar studiul acestui opțional din perspectiva școlii românești a contextului actual, cu siguranță, va aduce un plus de valoare privind toleranța, înțelegerea și, de ce nu, empatizarea și creșterea acestei, creșterea valorilor și înclinației elevilor, copiilor noștri, adulților de mâine, pentru ceea ce înseamnă valoare. Am avut o foarte bună colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. De asta aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Inspectoratului, domnul profesor Viorel Mărginean, inspector de specialitate istorie, care să ne adreseze câteva cuvinte. Sunt absolut convins că acest lucru se va reflecta pozitiv asupra activităților educative din școală. Mă refer nu numai la predarea Holocaustului, problematicii Holocaustului, ci și la diferite alte activități extrașcolare care se realizează. Cred că ar fi bine să amintesc câteva lucruri legate de problematica predării Holocaustului astăzi în școlile din România. Dacă înainte de 1989 problematica Holocaustului era o chestiune absolut subiectivă, depindea de subiectivitatea dascălului, și fără discuție, clasele din provocație și onești introduceau și această temă. După 1989, acest lucru a fost reglementat prin lege.
Când spun lege, prin programa școlară. Programa școlară care are caracter de lege. Deci, odată, istoria universală și istoria românilor include tema specială Holocaustul. Este o deosebită onoare să-l introduc pe profesorul Lucian Năstase Covaci, director al Școlii Doctorale de Studii Internaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pe care am avut plăcerea să-l cunosc și înainte de acest eveniment. Domnule profesor, aveți cuvântul. Domnia sa va începe cu prezentarea cărții pe care domnul Andrei Klein a scris-o, supraviețuitor al Holocaustului, cum spuneam, și autor. Mulțumesc pentru invitație. Acum am să revin la, de fapt, tema noastră de astăzi. Am venit pentru că Daniel m-a invitat și ne cunoaștem de mai multă vreme, adevărat, participăm împreună la conferințe. Am toată admirația pentru ce ai făcut aici și nu numai pentru ce a făcut orașul Șimleu, să nu mai fim evreu și să funcționeze atât de bine acest lucru aici. Să știți că nu vă spun ca un spectator din afară, cunosc bine ce se întâmplă în România și nu numai, chiar în spațiul central european pe această temă. Parcă este o răzbunare a istoriei, să nu mai fie niciun evreu și cineva să investească atât de mult aici, vă spun, cu adevărat este o minune, pentru că se vorbește în ora de minuni și noi asistăm și vom asista mereu la minuni. Ca atare, transmiteți, cum să spun, gândurile mele cele mai bune autorităților că au făcut ceea ce au făcut aici. Acum chiar am să revin la unul din motivele pentru care sunt aici. Este vorba de prietenul meu, Andrei Klein. Ne cunoaștem de mult, nici nu mai știu dacă există un început, cum niciodată nu va exista un sfârșit. Domnia sa l-am cunoscut cu ocazia, de fapt, tatălui său, răposatului său tată, care a fost un artist într-un domeniu artistic mai puțin uzual lumii actuale, pentru că am găsit o comoară. Am să vă spun în linii mari despre ce este vorba. Este povestea unei familii evreiești din Cluj, din perioada interbelică. Vă rog să transmită conducerea. Și Leogostivaniei mulțumirile mele personale. Sunt a doua oară aici, cu aceeași ocazie. Sunt extraordinar de emoționat și spun de ce. Singura critică care am primit de la cineva, în urma căruia, de fapt, am avut nevoie de ajutorul domnului profesor, a fost că am scris despre familie și lucruri urâte. Pentru că trăim într-o lume în care, indiferent de etnia pe care o avem, printre noi, în apropierea noastră, în familiile noastre, sunt și oameni pozitivi, sunt și oameni negativi. Cartea mea arată și oameni negativi. Sunt emoționat pentru că vă spun un adevăr acum. Când am fost invitat să vorbesc, în primul moment m-am gândit bine, vin. Când am auzit că trebuie să vorbesc în fața multor profesor de istorie, am vrut să refuz. Să refuz de ce? Pentru că am fost elevul care în permanență am fost aruncat din clasă, am fost obraznic, am fost neastâmpărat, am fost un elev foarte, foarte slab. M-am răzgândit totuși pentru că singura materie în care nu am excelat, dar mi-a plăcut, I understand your language, but I can't speak. It's good, no? So I really appreciate you being here
since I was teaching 25 years in high school. I am your colleague. I know exactly the real meaning of this. I'm not coming from above. I'm coming from school. I know exactly the meaning of no time. And repede, repede, she taught the same time. I would like to explain to you a little bit about Yad Vashem, what is it we are doing there, and then to come from the point of pedagogical approach, how to teach this topic. And since you have only 1 hour, I understand you perfectly. You don't have time, and you have to teach everything you have to teach. So my suggestion is, you don't have time. O lege numită legea 311 din 2003, chiar și muzeul de aici funcționează după această lege și are 3 funcții importante. Unul este aceea de a constitui, conserva și restaura patrimoniul muzeal, adică tot ce se găsește în muzeu. Altă funcție este evidența, protejarea, cercetarea și dezvoltarea patrimoniului și, bineînțeles, a treia la care am să fac referire este aceea punerea în valoare a patrimoniului. Ea care ne-am înființat acum 5 ani, trebuie să dau câteva informații ca să aibă sens, să înțelegeți de ce cineva ca mine, care nu este cadru didactic, vine și vă vorbește. Deci ne-am înființat acum 5 ani, membri fondatori, suntem familia unei supraviețuitoare a chiar deportată din Chișinău, la Auschwitz. De obicei sunt întrebată dacă mama a supraviețuit o cauză lui sau nu, și zice că trebuie să explic că încă nu am 70 de ani. Mama, din păcate, într-adevăr, mai este cu noi din 96. Majoritatea familiei e americană locală și unul din motivele care ne-a determinat să creăm această asociație este pentru că am vrut să contribuim și noi cumva la limbă de lemn, dar la crearea unei societăți mai bune. Și venind din experiență familiei și înțelegând unde pot să ducă prejudecățile, gândirea stereotipă, discriminarea, am spus hai să ne adresăm, să încercăm să ne adresăm tinerii generații. Și într-adevăr, de-a lungul a 5 ani am avut foarte multe proiecte și pe măsură ce am să vorbesc, am să vă spun despre câteva. Unele sunt la dispoziția omului, gratuit, pe firma noastră, pe pagina noastră de internet www.zicvaro. N-am avut posibilitatea să mă pregătesc la tine profesionist, de data asta am foarte rău. O să zi și sperăm ca prin intermediul Yad Vashem să concretizăm și anul viitor un astfel de seminar și probabil că va fi pe parcursul la mai multe zile. Știm că o zi nu este suficientă pentru astfel de abordare. Holocaustul este un subiect destul de complicat și cu o încărcătură emoțională deosebită. Cu toții resimțim asta și noi ca organizatori și dumneavoastră ca participați și invitați. Nu lungesc vorba, îi dau cuvântul domnului Andrei Klein. Să mă prezint, de fapt. Mă numesc Andrei Klein, asta știți deja. M-am născut în lagărul din Mogilev-Podolsk, Transnistria. E tema, de fapt, ce voi încerca să vă prelucrez. Am crescut din 45 în plus. În 1970 am făcut alia în Israel, împreună cu soția mea și cu un băiat pe care îl avem, atunci avea 5 ani. Așa cum spuneam, mi s-au alăturat membrii comunității evreilor din Zalău, Sălaș. Mai sunt câțiva care sunt pe drum și trebuie să ajungă. Vom începe ultima prezentare a acestui simpozion internațional intitulat Predarea problematicii Holocaustului în școlile din România, cu un subiect altfel decât ați auzit până acum și îmi revine mie dificila misiune de a prezenta acest subiect. Pot să vă spun despre această cercetare care am început-o cu ceva timp în urmă, că am fost inspirat de subiectul celui de-al 5-lea copil în iudaism,
de un rabin, adică de o rabin, o femeie rabin, este mai rar întâlnit în iudaism ca o femeie să fie rabin. Mi-a plăcut foarte mult modul ei de abordare și de prezentare a acestui subiect. Este vorba despre o multitudine de cercetări făcute inclusiv ca Kabbalah, că ați auzit astăzi, Talmud, Torah, și mai mult decât atâta, este vorba despre tradiția, obiceiul iudaic al sărbătorii de Pesach. Pesach, în iudaism, este Paștele evreiesc, momentul în care poporul evreu a fost scos din robia egipteană și dus în țara promisă, în țara sfântă. Așadar, spuneam că mi-am intitulat prezentarea simbolistică a celui de-al cincilea fiu în iudaism. Al cincilea fiu care poate să fie supraviețuitorul Holocaustului. Vom vedea pe parcursul acestei prezentări cine sunt ceilalți patru fii și cine este cel de-al cincilea. Pot să spun că am rămas profund impresionat aflând în urmă cu câteva luni de o carte extrem de interesantă, scrisă de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel și intitulată Cel de-al cincilea fiu, The Fifth Son, în care descrie amănunțit tragedia familiei lui în timpul Holocaustului, în timpul ghetoizării din Siget și în timpul deportărilor spre lagărele de concentrare și exterminare naziste. Noi, în calitate de educatori, avem menirea să transferăm informația și cunoștințele pe care le dobândim noi, elevilor, studenților și tuturor celor care au nevoie de acest moment. Iar făcând legătura cu următorul moment pe care vreau să-l introduc, este nevoie ca noi toți să ne cunoaștem aproapele. Și este una dintre legile esențiale pe care Moise le-a primit pe muntele Sinai în cadrul acestei zile. Începem sărbătoarea de Șavuot, sărbătoarea primirii Torei a celor 10 porunci pe muntele Sinai, aceea de a ne cunoaște și de a ne respecta aproapele. Sărbători fericite, Hag Sameach.